Care treabă, oameni buni? Cei de la Mega Mall au o expoziție super blană care se numește Școala de altă dată, cu rechizite școlare de pe vremea noastră, adică cei ca mine crescuți cu cheia de gât. Drept urmare, Mega Mall m-au provocat la un challenge. Mai exact cum ar fi eu, care am făcut școala atunci, să fac ghiozdanul pentru școala de acum, cu tot dripul de sus până jos. Și pe cât de simple erau lucrurile atunci, pe atât de greu mi se pare acest challenge acum. Dar haideți cu mine să vedem ce iese. Apropo, expoziția e până la 27 septembrie și poți să vii să o vezi la etajul 1 la Mega Mall. Let's go! Let's go! Ne trebuie... Fii atent. Că vreau să fiu fresh când ajung la școală și mi-am asta, da? Intru cu capeluța, frumos. Salut colegi! Muzică în căști. Ăsta de cafea. Îl punem la loc. Caiete. Pena. Cum avea la lunceac Bruce Lee când mă văd copii fac... Liderul din generația nouă și liderul din generația veche. Trebuie să am o jucărie mișto și la școală. În 2020, pe vremea noastră era tot mai simplu. Nu era așa important dripul. Vorbesc de drip, zic de țoale, de haine. Acum, cred că e foarte important pentru toată puștinea, brand, mecheria, drip, ce țoale e pe tine, cât e de fresh Adidas. Și cred că o să găsim ceva pe aici. Secretul este să nu te legi la pantofi ca să pici direct în iubire. Când eram copil, frate, eram desculț. Am tras din greu, acum am adidas mulți. Am făcut tot ce-am putut ca să mă asculți. Am ieșit în față chiar dacă erau mulți. Când eram copil, frate, eram desculț. E o cămășiță din asta. Fac o fustiță. Ideea stă în felul următor. Știu că în 2020, copiii când merg la școală pun foarte mult accent pe drip, pe haine, pe țoale, pe Adidas, pe telefon și mai ales pe brand. De cele mai multe ori foarte scump, ceea ce te ajută doar aparent și pe termen foarte scurt. În anii 90, lucrurile erau puțin mai simple. Nu trebuia neapărat o firmă, cât să știi să le pui pe tine. Mie personal, mi se pare foarte valabil și în 2020, de-a stilul înseamnă, pe lângă cel cu care te naști, să-ți dai și puțin interesul. De aici vorba, nu haina face omul, ci omul face haina. O altă vorbă de moșneac zice, haina nu te face om. Dar ca să o aducem în 2020, o remixăm și zicem, haina nu te face om, dar te scoate din mulțime. Iar atunci când ai rămas în mulțime și ai trecut peste tot aspectul vizual, rămâne ce? Rămâne omul care trebuie să deschidă gura și să vorbească. Iar ce zici și cum zici e foarte important. Aici urmează o altă vorbă de moșnea care zice, omul sfințește locul. Și cred că e foarte important să ne dăm seama ce e important de fapt. Și mai exact, să mergi la școală, în primul rând. În al doilea rând, e să absorbi ca un burețel, la fel ca SpongeBob, toată informația care te ajută la final să ajungi omul acela pe care ți-ar plăcea să-l întâlnești. Părerea mea e că s-au schimbat multe, dar toate alea importante au rămas la fel. Că mergeai la școală în anii 90 ca mine, sau că mergi la școală în anii 2020 ca voi, avem nevoie de fapt de cei 7 ani de acasă, frate.